fie Domnul Iisus. Amin. El este stânca mea, El este cetățuia mea, El mă iubește foarte mult. Amin. Și când spun că mă iubește foarte mult, vreau să spun că eu simt lucrul acesta. A fost cu mine de când îmi aduc aminte. M-a ajutat, m-a ridicat. Pot să mărturisesc că mi-a ascultat și mi-a răspuns la toate rugăciunile. Aș vrea să vă povestesc doar două întâmplări din viața mea. Ele sunt multe. Nu știu care să le aleg acum. Odată, tatăl meu a fost foarte bolnav. El pentru mine este un om deosebit. Îl respect și îl iubesc foarte mult. El m-a crescut, părinții mei fiind despărțiți. Și cum vă spuneam, tatăl meu era foarte bolnav și era la spital. Într-o sâmbătă seara, nemaiputând să mănânce și nemaiputând, nici măcar nu mai avea putere să tragă cu paiul, apă, să bea. Într-o sâmbătă seară, doctorița ne-a sunat și a spus să mergem repede la spital, că nu crede că va mai apuca dimineața și să-l vedem. Ne-a spus să luăm și lumânări cu noi. Am fugit într-un suflet la spital. Și l-am văzut pe tatăl meu stând întins pe pat. Galben la față, cu ochii. L-am strigat, l-am scuturat. El n-a deschis ochii, nu mi-a răspuns, nu s-a clintit. Am fugit disperat acasă. Atunci era o prietenă de-a mea, o prietenă draga mea, de la Oradea în vizită la mine. Noi locuim la Petroșani. Ea era pocăită, Lidia, și spunându-i și văzându-mă disperată, i-a spus, Cristina, hai să ne rugăm, hai să ne rugăm Domnului. Eu i-am spus, Lidia, nu știu dacă mă știu ruga. I-a spus, nu-i nimica, ne punem pe genunchi și îi spui Domnului, cum știi tu? Ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. După ce ne-am rugat, i-a deschis Biblia și mi-a citit. Nu mai mi-aduc aminte exact care a fost versetul. Țin doar minte aceste cuvinte. Nu te teme de moarte, căci eu Domnul veghez. După aceasta, m-a întrebat dacă vreau să-L primesc pe Domnul Iisus. Atunci l-am primit pe Domnul Iisus. Deși nu cred că știam exact ceea ce înseamnă acest lucru atunci. A doua zi, duminică fiind dimineață, n-am primit niciun telefon în legătură cu tata. Am mers cu soțul meu, cu Alex, la biserică, la biserica catolică. Eu aparțineam de acolo. Și după slujba de dimineață, ne-am dus la spital. Fără mâncare, fără nimic, să vedem ce se întâmplă. Când am intrat în salon, l-am găsit pe tatăl meu șezând în fund și mâncând supa vecinului de pat, care o adusese soția la spital. Și țin să vă spun că tatăl meu și în ziua de astăzi trăiește și este bine. Și de atunci au trecut 11 ani. O altă întâmplare care s-a întâmplat recent, anul acesta, a fost când ne-am cumpărat casă nouă, ne-am mutat în ea și nu reușiserăm să vindem cealaltă casă și aveam de dus două mortgage-uri.
Și am, a trecut o lună, au trecut două luni, intram în a treia lună și uitându-mă într-o zi în cont, am văzut că dacă mai trece încă o lună, s-ar putea să nu mai avem bani să cumpărăm de mâncare. Și având doi copii, am intrat în panică. Și am hotărât cu Alex să ne rugăm. El a ținut chiar și o zi de post pentru acest lucru. Vă mărturisesc că eu, în rugăciunile mele, niciodată n-aduc cereri materiale în fața Domnului. Mă rog pentru alte lucruri, pentru sănătate, pentru înțelepciune, pentru pace, pentru liniște, dar nu mă rog pentru lucruri materiale. Ne-am rugat, Alex a ținut o zi de post și peste două zile au venit cumpărătorii care mi-au pus ofertă, au cumpărat casa și am închis într-o săptămână. Și iată cum Domnul ne-a purtat de grijă. În această vară merg să o vizitez pe prietena mea, Lidia, la Oradea. Ea m-a întrebat, Cristina, încă de ce nu te-ai botezat? De ce nu te-ai botezat? Ce mai aștepți? Eu i-am răspuns, Lidia, încă nu mi-a spus Domnul, nu mi-a vorbit, nu mi-a pus pe suflet. Eu așteptam, așteptam ceva special, cum a avut soțul meu. El a avut o experiență foarte deosebită. Plecat de la ea și după trei zile, da, i-am spus, Lidia, roagă-te și tu pentru mine, pentru acest lucru. Peste trei zile m-a sunat și mi-a spus, Cristina, astăzi la grupul nostru de rugăciune, Domnul ți-a vorbit și ai o prorocie. Mi-a spus, bine, Lidia, te rog să-mi o scrii pe computer, să-mi o trimiți. Mi-a scris-o, mi-a trimis-o și am citit-o. Domnul îmi spunea că va îngădui o încercare peste mine și casa mea. Dar îmi mai spunea că tot El va fi cu mine și dacă voi sta în ascultare și într-o umblare curată și alături de El, El mă va ridica cu mâna Lui puternică. Amen. Încercarea a venit peste casa noastră. Domnul a luat-o asupra Lui, pentru că nouă ne-a dat pace și liniște și bucurie. Noi, nesimțind că am trecut prin această încercare. Și atunci am stat și m-am gândit. Dumnezeu este atât de bun. El nu-mi cere mie decât să ascult. Și am stat să mă gândesc ce înseamnă ascultarea asta. Ce ar trebui să fac? M-am gândit eu ca părinte, având doi copii, doresc ca ei să mă asculte. Dacă le spun că au voie să facă ceva sau nu au voie să facă ceva, vreau să mă asculte. Iar dacă ei mă ascultă, eu sunt bucuroasă. Dacă nu mă ascultă, mă întristesc. Dacă le spun, făceți-vă ordine și curățenie în camerele voastre, vreau să mă asculte și când intru în camerele lor, vreau să văd curățenie și ordine. Dacă nu găsesc lucrul acesta, mă întristesc. Dacă le spun, făceți-vă temele. În plenerele lor scrie, ci în fiecare zi să citească 20 de minute. Dacă ei nu fac lucrul acesta, mă întristesc. Dacă eu le spun că anumite lucruri nu e voie să le fac în viață și ei totuși le fac, mă întristesc. Dar indiferent cum sunt ei, ca și copii ai mei, îi iubesc. Și indiferent ce fac ei, că sunt buni sau că nu sunt așa de buni, eu le dau cea mai bună mâncare, le cumpăr cele mai frumoase haine și le ofer toată dragostea mea. Cu atât mai mult, dacă ei ascultă, încerc după posibilități să le cumpăr ceea ce ei își doresc, să le dau daruri. Și atunci, cu atât mai mult, Dumnezeu, care este desăvârșit,
mi-a dat mie. Chiar dacă eu n-am ascultat întotdeauna, chiar dacă eu n-am avut ordine și curățenie în viața mea, chiar dacă eu nu mi-am făcut lecțiile și n-am citit în fiecare zi, m-a binecuvântat și mi-a ascultat toate rugăciunile. Și gândindu-mă eu așa, am stat de vorbă cu mai mulți păstori să-i întreb ce trebuie să fac. Ce trebuie să fac ca să fiu cum vrea Dumnezeu să fiu? Și mulțumesc fratelui păstor și Domnul să vă binecuvânteze. A stat într-o seară, ore multe, m-a ascultat, mi-a răspuns la toate întrebările. Și citind un verset de care eu mă potineam cel mai mult în privința botezului, deodată l-am înțeles cu totul altfel, am înțeles ce trebuie să fac. Și am hotărât că vreau să ascult de Domnul și vreau să fac ceea ce El îmi cere să fac. Și vreau să încep cu acest pas, care este botezul. Și mă rog Domnului să-mi dea putere, să-mi dea înțelepciune și lumină, să pot să văd calea care El a ales-o pentru mine, să pot să văd ce pot eu să fac în viața asta, ca Domnul să se uite cu plăcere la mine. Doamne Iisuse, Tu ești Domnul meu, pe Tine te stăvesc, Ție ți-aduc cinste, laude și mulțumiri. Îți mulțumesc, Doamne, pentru jertfa Ta. Îți mulțumesc că M-ai iubit așa de mult, că Te-ai dat pe Tine pentru păcatele mele. Îți mulțumesc, Doamne, că sângele Tău m-a curățat de păcate. Și îți mulțumesc, Doamne, că prin rănile Tale am fost vindecată de toate bolile și neputințele mele. Să fii slăvit în veci de veci. Amin.